Bună seara, sunt Lidia Uja, începe Ce înseamnă la Somax TV. Vorbim în seara asta despre un subiect pe care îmi place foarte tare să-l abordez dintr-un anumit punct de vedere. Mie nu mi-a plăcut niciodată când oamenii își puneau apă în vin și întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc alături de oameni sau cu oameni care știu cum se bea vinul, ce vin se bea și la ce. Că nu poți întotdeauna să bei vin roșu sec, de exemplu, la orice, sau vin alb la orice, iar dacă îi pui și apă sau apă minerală, s-ar putea ca lucrurile să fie complet împotriva firii. Și de asta, în seara asta, la Ce înseamnă, vorbim cu domnul Florin Hoștiuc despre vin. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit! Vorbim despre vin. Îmi spuneați că puteți vorbi ore întregi, zile întregi despre vin. De ce? Eu mă ocup cu vin. De acum, de multă vreme? Să zicem că acum 20 de ani am descoperit, prin intermediul unor prieteni, oamenii din lângă vin și viața din jurul vinului. M-a pasionat, am descoperit că îmi place, am descoperit că îmi plac acele povești, acei oameni care se așezau la povești și nu mai terminau cu zilele și am văzut că vinul practic e un apanaj al prieteniei. Leagă prietenii, deci leagă limba, încălzește sufletul și am spus, e de mine aici. Nu sunt conflicte, nu-i scandal, nimic. Am pătruns în lumea vânzărilor, atunci am început să vând vinul, după aceea drumurile m-au dus mai încolo, încât a trebuit să știu mai multe despre vin. Publicul întreba lucruri pe care eu nu le cunoșteam. Și am mers la cursuri, trebuie să învățăm. După ce ai învățat, ai vrut să știi și mai mult. Și astăzi știm mai multe decât atunci, dar mult prea puțin decât ar trebui să știm. Păi, se spune, cu cât înveți, cu atât îți dai seama că știi foarte puțin. De acord. Și că mai sunt multe de învățat. Noi mai avem un handicap, suntem la Botoșani. Și eu am o vorbă, monstrele de vin se varsă în București, se mai scutură în drum spre Bacău. Și când se ajungă la Botoșani, e defect drumul și spune, băi, dar ce să mai ducem și lui ăla? Că și nu, mă, da. Le spargem la drumul care l-au, așa că hai să-l lăsăm la Iași, la Bacău și să termină cu Botoșani. Deci trebuie să munciți mai mult, să alergați mai mult după vin pentru a-l cunoaște. La începutul acestui an să stăm mai mult în casă și se pare că asta urmează să facem și de acum încolo. Ce înseamnă asta pentru consumul de vin? Cantitativ o scădere a consumului de vin. Calitativ, cei care au hotărât să consume un pahar de vin, au hotărât să consume ceva mai calitativ. Producătorii sunt mulțumiți de nu, pentru producătorii e un dezastru. De ce? Anul acesta consumul de vin a scăzut cumplit. Cum a scăzut și consumul de bere, cum a scăzut și alte băuturi. Da, au consumul de cafea? Haideți să o luăm, evenimentele nu sunt. Pe de altă parte, vinul, eu n-am văzut un om supărat să se ducă să-și ia o sticlă de vin repede și gata, hai. Să bem. De ciudă că bea el. Cel mult un vin prost. Dar un vin elevat, un vin cu pretenții, n-am văzut niciun om supărat să bea așa ceva. Spuneați mai devreme, se bea între prieteni, se bea atunci când sufletul se încălzește, limbile se dezleagă. Vinul, deci de obicei, se bea atunci când ne simțim bine. Și dacă tu deschideai televizorul și vedeai că COVID, frică, groază și alte chestii de genul acesta, să știți că a făcut să scadă și consumul de vin, cum a scăzut și consumul de deodorante, cum a scăzut make-up-ul, așa cum consumul de pantofi și sandale cu toc. Da, corect. Da, au scăzut, discutam comercianții de asemenea articole și au spus că sunt sub 40% față de anul trecut. E adevărat că dar nu mă așteptam ca și la vin să fie la fel. Adică oamenii, da, n-au ieșit din casă, n-au folosit pantofii și sandalele în primăvară, cel puțin, păi, și la început n-au ieșit de vară, din casă, n-au ieșit la terasă. Vinul se consuma la terasă, se consuma chiar și acasă, în compania prietenilor. Deci trebuia să avem vin. Companie. Dacă prietenii sunt speriați, eu sunt speriat de acel COVID, prietenii sunt speriați, ce facem? Nu avem o problemă. Nu ne mai vine nici să consumăm, nici să ne distrăm, nici să... Deci, peste toată... S-a limitat și consumul, având în vedere că viața socială a fost una mult redusă. Păi, ne fiind viața socială, ne fiind
Partener, dragoste, ce să consum de spumante, s-a dus pur și simplu în cap. Dacă vinul liniștit a mai avut o evoluție, să zicem, până la un anumit nivel, consumul de spumante a fost în cap. N-am avut nunți, n-am avut botezul, n-am avut cumătrii, n-am avut acolo unde de obicei, măcar la început se consuma vin spumant, măcar la deschiderea da, petrecerii respective. În afară de ideea că, băi, suntem la deschidere, vinul spumant e un vin efervescent cu calități care fac în așa fel cât să ne provoace foamea. Mai ales un spumant sec. Un spumant brut, la început, în deschidere, îți provoacă foamea și îți curăță și papilele gustative și atunci poți să apreciezi mai bine ceea ce urmează. De asta avem în deschidere. Sau dimineața la marele hoteluri, să vedeți Prosecco. Că avem pe masă neapărat. Prosecco e o poveste frumoasă, o poveste adică de... Adică ce are Prosecco? Nu-mi dă, dărmați un mit. Trebuie să vi-l dărâm. Vă rog. Mai întâi a fost șampania. Da. Șampania este marca registrată a francezilor, se face din Chardonnay, Pinot Noir sau Pinot Moet. În condițiile în care acești struguri sunt produse în provincia Champagne și tot procesul de fabricație a spumantului cu vinificare, cu perlare în sticlă, cu fermentare în sticlă, a doua fermentare în sticlă, se face în provincia Champagne. Prosecco este o băutură, să zicem, mai populară, da, făcută din struguri care inițial purtau același nume, Prosecco. Nu e făcută de italieni? Ba da. Da. Dar Prosecco se face și în America și în sudul Italiei și peste tot. Da, bine, și în Republica Moldova e renumită o cramă care are Prosecco. De acord. Da. Dar Prosecco a devenit un spumant, să zicem eu, un spumant, dar ca, el, ca să fie brevetat, a fost un răspuns la acea șampanie. Răspunsul italian. De copie. Da, diferența e că aici nu prea se înțeleg nici ei între ei, uh-huh, că a ajuns să facă Prosecco și în Statele Unite. Și atunci au spus așa, nu, hai să strugurii nu se mai numesc Prosecco, se numesc Glera. Uh-huh. Și Prosecco se face, s-a înregistrat ca marca registrată băutura respectivă, efervescentă, spumantă, și se face doar în interiorul Italiei, să-i spunem DOC. Da, dar a fost Prosecco de la munte, Prosecco de la zona de Șes. Și de aici alte și alte discuții. Pare foarte până complicat. S-a ajuns la zona Valdobbiadene, 17 sau 19 comune, a unit sub un nume Prosecco de OCG. Uh-huh. În esență, e un produs, da, plăcut, gustului plăcut, dar nu e șampanie. Și vin spumant adevărat, adică. Ba nu, este. Și noi avem vinuri spumante în România foarte, foarte bune și șampanie se face după același procedeu. Practic se obține din struguri, se obține mustul, din must se obține vinul. În trecut se folosea procesul de refermentare naturală. Când apare prima bobiță mică, mică, mică de struguri în vie, atunci vinul începe să refermenteze anul următor. Acum nu mai stăm până atunci, se face reimpregnare cu drojdii selecționate în sticle sau în tancuri mari, acele clatofoare sau ceva de genul acesta, și apoi se toarnă în sticlă când s-a terminat procesul de fermentare. Cel mai renumit este procesul în sticlă. Uh-huh. Pentru... Da, fiindcă acolo se face exact ca acum 200 de ani, domn Perignon, male alea, numai că îl fac cu drojdii selecționate în ziua de astăzi. Dar ca să spunem că aia e mai bună ca aceea, nu. Nu există. Eu am avut șansa și norocul. Acum 15 ani am cunoscut pe răposatul domnul Angel, care a făcut în așa fel încât legea viei și vinului la nivel mondial a fost modificată și de un român. Pentru spumantul muscat Otonel. Bine, acolo era o chestie, eu un spumant făcut după metoda asta, e bine fermentare în tancuri de refermentare și cu un volum alcoolic de 8,5. Și a fost o chestie tehnică, în fine a trebuit să schimbe legea, uh-huh, la nivel mondial. Lege care e copia legii franceze, care a apărut undeva la 1750. De multă vreme bem vin și de multă vreme bem vin de calitate, pare să, după ce îmi spuneți dumneavoastră. Dar ce face un vin să fie cumpărat? Adică ne uităm la etichetă, ne uităm la preț, ne uităm la ce? La brand? Ei, aici eu am vrut să aduc, dar întrebarea dumneavoastră m-a dus puțin mai în față. Vinul... Ca să ajungem în zilele noastre și la cum să... În primul rând trebuie să ne simțim bine. Pentru vin, da, așa e. Așa, după aceea trebuie să avem o mică cultură a vinului.
Și aici avem o problemă. Aici avem o problemă. La 1750 francezii scriau legea viei și vinului, uh-huh. Iar noi eram încă cu domniile Fanariote. Era o mică diferență. Da, după aceea a venit Filoxera pe la 1875. Filoxera era în România la ea acasă. Și când ne-am trezit, a venit o boală un gândăcel. A distrus cam tot ce era plantație mai importantă, vine viticolă. Și după aceea ne-am trezit cu războaile. Perioada interbelică a fost și n-a fost propice. A fost criza din 33, foamea, alte discuții și ne-a ajuns în perioada după al doilea război mondial, când am avut rușii. Uh-huh. De la Nistru până la Don, davai ceas, davai palton, davai ceas, davai soții, harașa, tovărășii. Și atunci s-a scris o altă pagină a vinului, cât mai mult vin. Uh-huh. Și au apărut acei hibrizi. De ce? Fiindcă populația trebuia să consume, se rezolvase problema filoxerii, care a fost cea mai mare problemă a vinului, dar a apărut necesarul de vin, cât mai mult să dăm populației cât mai mult vin și au apărut hibrizii. Hibrizii care... Cât mai mult vin însemna, iertați-mă că vă întrerup, cât mai mult vin însemna nu vin de calitate, însemna nu, producții doar mari, mult. Producții mari la hectar, care și-au spus cuvântul și acele soiuri care nu produceau au fost ameliorate prin cercetări vinivitricole care au dus la multe produse discutabile în vie. Uh-huh. Astfel încât România la începutul anilor 90 avea aproximativ 70-80% din populație cu vii, din plantații cu vii hibride. Vii care nu erau recunoscute la nivel mondial și mai mult erau considerate toxice. Aha, deci nu doar că nu existam în plan mondial, da, aveam la producție și, de vin, aveam și ceva rău. Exact. Noi mai exportam câteva lucruri prin Occident, dar acele la un preț foarte, foarte scăzut și nu de multe ori într-o variantă vrac. Mm-hmm. De puține ori într-o variantă vrac, care nu ne făcea cinste sau clasă. Ei, de-a lungul timpului lucrurile s-au schimbat. Ce pot să vă spun este că în ultimii ani toate fondurile pentru viticultură, viță de vie, care au fost puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, au fost trase. Deci este singurul sector în care România a cheltuit toți banii pe care i-a pus la dispoziție Uniunea Europeană. Știm să scriem proiecte foarte bune sau ne dorim foarte tare să însemnăm și noi ceva oamenii în lume? Oamenii care au făcut acele proiecte erau oameni de un anumit nivel de cultură, cu un anumit statut social și care au considerat că merită efortul pentru blazonul său. Și acolo au dispărut puțin acele matrapazlicuri, să zicem, în proiectele cu fonduri europene. Și am reușit o reconversie aproape în proporție de 90%, o reconversie, s-au scos acele vii hibride, s-au plantat, au fost reconvertite, astfel încât avem în România aproximativ 270 de crame. Multe puține? Față de ce a fost înainte, să zicem că e mult, dar mai puteam să avem, uh-huh, și care fac vinuri bune și foarte bune. Cum alegem un vin bun? Venind în zilele noastre și exact în momentul în care, ok, mă simt foarte bine, pregătesc o masă pentru prieteni, am nevoie de un vin bun. Cum îl aleg? Bun, după ce? Bun, rău, frumos, urât, sunt lucruri foarte relative. Nu avem o scală. Era teamă că o să-mi răspundeți așa. Nu avem o scală. Totul este de experiența noastră senzorială care am avut-o înainte. Adică un vin bun poate fi și un vin dulce? Da, poate fi un vin dulce. Depinde dacă îl consumăm alături de o prăjitură sau un cozonac. Aha. Sau la împărtășanie. Sau... Da, deci nu contează. Acel cagor, cahor, ca să-i spunem așa la origine, care se spune că vine tot din Franța, Alexandru cel Mare a fost dispus și biserica ortodoxă rusească a dispus căutarea unui vin pentru împărtășanie, se pare că și-a trimis călugării prin zona Franței și au găsit acolo, într-o mică regiune, un vin care a corespuns solicitărilor lor pentru ceea ce voiau să obțină, să fie și roșu, simbolizând sângele Domnului, să fie și dulce, să fie și aromat, să aibă aceste calități. Și acel cagor, cahor în alte pronunții, are 160 de grame zaharuri reziduale rămase în urma fermentației. Deci închipuiți-vă cum ați spune dumneavoastră, nu știu, 4 linguri de zahăr, uh-huh, de zahăr într-un vas și ați pune deasupra un litru de vin sec.
fără zahăr. Și acele patru linguri de zahăr... Nu pot imagina așa ceva, că am senzația că or să mi se străpezească dinții. Este complet de dulce. Dumneavoastră poate, din experiența dumneavoastră senzorială, nu-l apreciați, dar sunt unii oameni care îl apreciază. Și avem și noi soiuri care sunt vinificate și astăzi în demi-dulce sau în dulce. Și sunt oameni care le apreciază, dar nu înseamnă că aceste vinuri dulci sau demidulci mai sunt și vinuri gastronomice, adică care să le pui lângă o mâncare. Uh-huh. Noi ca somelieri, practic în zilele de astăzi, unii dintre noi asta facem. Ne dăm cu părerea... să alăturăm vinul mâncărului. Ne dăm cu părerea cam ce vin să punem lângă acea mâncare. Dar atenție, trebuie să înțelegem și pe maestru bucătar care a făcut acea mâncare, uh-huh, să avem habar de aromele din bucătărie și abia după aceea ne putem da cu părerea ce vin să punem acolo, că noi avem habar și despre aromele din vin. Asta dumneavoastră. Da, unii ca mine care nu știu nimic despre vin și care noi vă invităm să descoperiți așa universul vinului. Cum? Unde? Prin experiențele senzoriale, la degustările de vinuri pe care atât eu, cât și colegii mei, mai Costel Ivanov, Ionuț Olariu, cât și Daniel Haidarli, care este un somelier și el de mare valoare aici în Botoșan și se chinuie pur și simplu să facă această promovare a poziției vinului pe piață. Suntem oameni care organizăm mereu degustări sau în altă ordine de idei. În fiecare an, cu ajutorul Camerei de Comerț și Industrie, am reușit să organizăm în ultimii 4 ani Festivalul Vinului, Wine Food and Drinks Festival, care tocmai și-a închis porțile weekendul trecut. Au fost 3 zile în care publicul a putut să deguste peste 100 de sortimente de vinuri. A fost o asociere culinară cu un producător de produse lactate, cașcavaluri, brânzeturi local foarte important pe piața noastră. Deci înseamnă că Bogdan, măcar atât rămâne valabil. Șef Bogdan Câmpanu a venit personal pentru a se juca cu aromele, gusturile și nu chiar, dar să nu uităm și de Milos. Da. Așa, 2 zile a trăit cu noi acolo și a încercat să înțeleagă partea asta. Eu și colegii mei încercând să înțelegem partea cealaltă. Pe de altă parte, fiecare producător dintre cei 9 producători mari de vin care au venit la Botoșani a venit cu somelierul său, uh-huh, și la un moment dat a spus că e cea mai mare densitate de somelieri pe metru pătrat din ultimii 10 ani la Botoșani. Da, e posibil să fi fost chiar așa. A fost, că... a fost Vasile Ghimpu, care e considerat unul dintre primii 5 somelieri din România, a mai fost Cristi Dinca, am fost oameni care... Chiar Valin Echita, care s-a și văzut ce se întâmplă și Mădălina, în fine, e greu să pronunț cramele pentru care au lucrat și tot. Da, nu, asta știu nu. Că așa, dar acești oameni au prezentat publicului, oferindu-le spre degustare, sortimentele de vin din portofoliul lor. V-am spus, a fost peste 100. Și doar așa putem să ne educăm gustul într-un fel... Încercând să învățăm despre vinurile respective. Căci altfel vom merge la un local, uh-huh, și vom spune, nu mi-a plăcut vinul ăla, dar eu l-am cerut, uh-huh, în mod greșit sau l-am cerut fără să mă gândesc la ce mâncare am în față sau, mai rău, mi-a fost servit în mod greșit. Ce înseamnă mi-a fost servit în mod greșit? În primul rând, dacă e vorba de vinuri albe sau roze, mi-a fost servit cald. Da. Dar dacă nu este servit de rece, foarte rece, atunci avem o mare problemă. Eu prefer să le spun oamenilor, dumneavoastră, când iei sticla de vin în mână și îți propui să o deschizi, dacă e alb sau roze, trebuie să te doară puțin, să te înțepi aici podul de albe de puțin. Rece e? De cât de rece e. De ce? Când, până când o desfacem, noi nu stăm acolo în frapieră, între gheață, să o desfacem. O dăm jos frumos pe masă cu un șervet sau ancăr sau cum da, vreau să-l denumim. Da, fiecare depinde de... Azi, de poziția în care suntem. Da. Îl desfacem și turnăm în pahar. Paharul este la încălzit la temperatura camerei. La vinul albe se pune până în 50 de mililitri, nu pui mult, 30, 40, 50 de mililitri de vin. De fapt și la vinurile roșii, tot așa. Nu te duci cu foarte mult în pahar. Mod aceea în care îi puneai să aibă omul un pahar, a trecut mult timp. E o inepție, fiindcă el se încălzește. Și când se încălzește, primul lucru, partea volatilă din alcool, îl simțim și aducem la nas. Și ai senzația că vinul... Ceva e defect. Da. Dar vinul ăla nu e defect.
Vinul ăla nu a, fost, nu a fost servit corect. Când nu știi tu acasă, mai ai scuză. Dar când ți-o servește o locație așa, nu e okay. Nu există scuze pentru asta. La fel, vinul mai poate fi la rândul său bolnav. Adică? Adică... Îl ducem la doctor. Vinul mai are vreo 260 de boli. Deci vinul se poate îmbolnăvi. Vinul pare foarte complicat, dar mai zicem doar atât și apoi luăm o pauză de publicitate. De asta te pune să miroși dopul după ce l-a scos din sticlă? Preventiv. Ca să știi dacă e bolnav sau nu. Preventiv să nu facem mai departe niște lucruri care nu și-au rostul. Păi mie când îmi dă când dopul, îl pune în farfurie, da, în față și pe farfuriuța aceea, pe un șervețel sau așa, și vi-l dă să-l mirosiți, veți, dacă vă place mirosul, continuați ritualul de servire. Dacă nu-mi place mirosul, mulțumesc frumos. Nu-i păi okay. Și poți să refuzi o sticlă dacă tocmai da, a fost... Da. Și mai mult, deci aici vine evoluția în gastronomie și în Horeca și în hoteluri și restaurante, ca să-i spunem mai pe românește, așa că toată lumea aude Horeca, dar nu știe ce e aia Horeca. Da, în ultima vreme cred că au învățat, au văzut de câte mulți vorbește, au bănuit. Când într-un restaurant, dacă se întâmplă așa ceva, automat sticla aceea de vin este retrasă cu scuzele de rigoare. Nu... Asta dacă reușești să-l convingi și pe chelner că e ceva în neregulă și da, că nu ai tu o problemă. Ei au interesul. Deci cei da? Care locațiile care lucrează firma noastră sunt de obicei rugate, educate. Da. Vă rugăm, cu nu firma dați... firma dumneavoastră, dar n-aveți peste tot restaurante. Luăm o scurtă pauză de publicitate, vreți? Trebuie să faceți bani. Da, trebuie pentru că cei al cezarului e al cezarului și trebuie să-i dăm. Așa că luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția despre vin cu domnul Florin Huștiuc imediat.